doamnelor și domnilor, testarea în școli a început abia azi, după ce timp de mai bine de o săptămână ordinele date de ministrii educației și sănătății s-au bătut cap în cap și părinții și-au testat copiii pe banii lor. În continuare, în unitățile de învățământ, situația este critică. Sunt peste 5.000 de elevi care s-au infectat cu SARS-CoV-2 în doar o săptămână. Părinții îi cred responsabili pe cei de la guvernare, mai exact ministrul devenit interimar al educației, Sorin Câmpeanu, care și-a asumat școala cu prezență fizică în plin val 4, când numărul de cazuri COVID-19 a explodat. Pe 1 octombrie, ministrii Educației și Sănătății au semnat un ordin comun în care scria negru pe alb că elevii care vor să revină fizic la școală mai devreme decât cei carantinați ori pozitivi trebuie să se testeze cu 24 de ore înainte, într-o unitate acreditată. N-am cum să-i testez, pentru că ordinul îmi spune că nu se testează decât în unități acreditate cu cel mult 24 de ore înainte. Dar la doar 3 zile după, ministrul educației trimite și o informare în școli prin care practic contrazice ceea ce semnase deja pe 1 octombrie și spune că acolo unde există cabinete medicale, testarea pentru revenirea la școală în ziua 8-a de fapt se poate face. Exact în același timp, ministrul sănătății trimite o circulară către direcțiile de sănătate publică. Aflăm din acest document exact opusul informării trimise de ministerul educației și anume că testarea în ziua 8-a nu mai intră în sarcina cabinetelor medicale școlare. Știe nimeni ce trebuie să facă, cum să facă, iar copiii rămân în continuare netestați. Lumină s-a făcut abia ieri, când ministrul interimar al educației și ministerul sănătății au venit cu un nou ordin comun publicat în Monitorul Oficial. A obligația testării elevilor care solicită acest lucru în cabinetele medicale și școlare. În scopul revenirii la școală, prezență fizică în secundul ziua 8. 2. Acolo unde nu există cabinete medicale școlare, se va solicita DSP, iar DSP va organiza echipe mobile de testare. Astfel, testarea în școală a început abia azi. Reprezentanții unităților de învățământ au luat teste de la direcțiile de sănătate publică. Totuși, mulți elevi refuză să se întoarcă mai devreme în bănci. În general, elevii care nu se reîntorc la cursuri în a 8-a zi sunt elevii din clasele terminale. Nu am venit în a 8-a zi, am stat 2 săptămâni acasă, din motivul pentru care eu nu sunt vaccinat. Și mi s-a părut că ar fi mult mai sigur pentru mine să aștept perioada întreagă. Între timp, mii de copii se infectează în școli, iar părinții vin cu acuzații extrem de grave. Copilul meu cel mic, de nici 11 ani, a ieșit pozitiv la un test PCR. Am fost întrebată dacă copilul a participat la vreo nuntă. Am spus, nu, s-a infectat de la școală. Dacă a participat la vreun botez. Nu, s-a infectat de la școală. Se evită, sub orice formă, să apară școala ca sursă de infectare a copiilor. În momentul ăsta, eu îl acuz direct pe domnul Câmpeanu că este vinovat de îmbolnăvirea copilului meu. În discuție sunt încă testele non-invazive pe bază de salivă, despre care ministrul educației spunea în urmă cu 2 zile că vor fi achiziționate și autorizate în regim de urgență. Mai mult, încă nu se știe ce se va întâmpla cu testarea preventivă în școli și dacă elevii vor fi testați odată la 2.